Bună dimineața, Răzvan, bine v-am găsit. Vreau astăzi să vă dau câteva idei de amenajare a băii. Împreună cu Alina o să facem acest lucru. Bună dimineața, Alina. Vorbim astăzi despre stilul contemporan. Ce înseamnă acest lucru? Stilul contemporan se adresează oamenilor care apreciază calitatea, simplitatea și totodată modernismul. El este cumva influențat de un stil minimalist și, bineînțeles, de calitatea acestuia. Când vorbim despre stilul contemporan, vorbim despre un stil care înglobează mai multe stiluri, mai multe elemente specifice stilurilor, precum stilul industrial. Nu, da, stilul industrial adus prin lemn. Da, lemnul este destul de brut, în forma lui brută și finisată, astfel încât să reziste la mai multe utilizări și totodată este specific stilului contemporan intersectarea de materiale moderne, dar și industriale. Modernul este venit prin forma bateriilor, iar industrialul prin finisajul de ceramică cu aspect de beton. Iar chiar și oglinda se potrivește, nu? Pentru că are la fel lemn, nu? Da, da, da. Este un mix foarte interesant aici de formă odată, venit prin rotunjimea oglinzii și îmbinarea materialelor atât de diferite, de la materialul de lemn până la, să spunem, modernismul specific oglinzilor. Iarăși o caracteristică foarte interesantă la stilul contemporan, mai ales că atunci când vorbim despre băi, este vorba despre dimensiunea spațiului. Stilul contemporan se adresează întotdeauna unor spații generoase. Așa cum vedem și aici, sunt poziționate pe același blat, două zone de lavoar, îmbinate foarte bine de piatra din făița de ardezie și betonul din spate. Eu m-am îndrăgostit de această cadă și trebuie să-mi spui, te rog frumos, dacă este făcută din lemn? Este făcută mai mult decât atât, este făcută din lemn, este lucrată manual, este o piesă unicat și este recomandată în băile în care se dorește un element statement specific și luxului, să-i spunem așa. Calitatea este premium, forma este ergonomică și foarte atractivă. Alina, îți mulțumesc mult de tot pentru că ai fost în această dimineață alături de noi. Eu deja mă visez în această cadă, trebuie să-ți recunosc, cu un pahar de vin și cu câteva lumânări lângă. Răzvan, deocamdată atât de aici, mă întorc la voi.